Dacă cineva are informații concrete, să le prezinte. Și vom lua măsurile ce se impun de urgență, de îndată. Într-adevăr, există o serie de lucrări care se execută pe Nădlac, Arad, Timișoara, dar nici pe departe nu periclitează siguranța participanților la trafic. Și aș mai vrea să fac o mențiune ca să fie clar pentru toată lumea. Domnule director, ați primit sau nu ați primit un asemenea raport? Da sau nu? Că mințiți pe aici, declarați că nu este adevărat. Vreți să vă fac dovada? Vă fac dovada. Deci, ați primit de la Direcția Calitate raportul 24/308 din 25/3/2016. Este aici. Vreți să vă arăt referitor la aceste autostrăzi. Chiar, adică, eu înțeleg și supor multe, dar să mințiți și să ne spuneți despre Bechtel și despre oameni care au fost implicați în acele proiecte, numai minciuni, suntem sătui să auzim. Haideți să vedem, am aici raportul. Vreți să vă pun la dispoziție poze? Vă pun la dispoziție și pozele, domnul director. Poate dumneavoastră puteți pleca pe vizitele alea. Și nu știți ce se întâmplă în realitate. Asta este senzația mea, pentru că altfel nu înțeleg de ce mințiți cu bună știință. Asta este minciună. Și am aici aceste rapoarte. Da? Poate să le consulte oricine. Le dau să meargă din mână în mână, să vadă către domnul Andrei Filipescu și către dumneavoastră. Dacă ați zis, bă, dacă le avem, să le arătăm. Eu vi le arăt. Eu vi le arăt ce spuneți. Spuneți acum, vă rog eu frumos. Îmi cer scuze. Domnule Gogol, da, știu că sunteți... Sunteți doar de 4 luni și nu știți. Știu că sunteți în concediu astăzi. Și ar trebui să vă vedeți de treabă. Știu. Faceți parte din trecut. Nici de masterplan nu știți și aveți aici... Probleme.